Da, bună ziua, bine v-am găsit. O nouă ediție a emisiunii Impact în Campus TV, ultima din această săptămână. Ca de obicei, invitat în studio domnul profesor Mircea Costache. Ca de obicei, vom diseca subiectele săptămânii, zic eu, cele mai importante de aici, de la noi, de la Buzău. Subiecte care au fost prezentate în jurnalele de știri Campus TV și de asemenea postate și pe site-ul campusbuzau.ro. Da, înainte de a trece la țintarul obișnuit al săptămânii, azi a fost așa o zi deosebită în toată țara, Black Friday, dar nu trebuie să vă speriați, așa dacă ați auzit Black, nu e de rău, e de bine, ci că s-ar fi făcut reduceri substanțiale prin magazinele de pe toată țara, așa și la noi, la Buzău. Evident, o să vă întreb și pe dumneavoastră, domnul profesor Mircea Costache, ce v-ați cumpărat astăzi de Black Friday? Nimic. Cum așa nimic? Mai degrabă Black Life, dacă e vorba de viața neagră, nu de vinerea neagră. Că noi avem... Deci din cauza Black Life nu v-ați cumpărat nimic de Black Friday? Din cauza asta a unei stări de spirit care pe unii dintre noi ne stresează. Să vedem cum se calcă lumea în picioare la tigăi, când se dă drumul la câte un mall, la prostii, la... E un fel de furie, nici nu știe sigur dacă îi trebuie sau nu îi trebuie un lucru. Nu vă tentează și pe dumneavoastră? Nu. Am făcut și eu cozi la alimente înainte de 89. Fac cozi acum să mă duc să-mi plătesc angaralele. Mă întâlnesc cu concetățenii mei în alte împrejurări, dar nu mă calcă în picioare nici la moaște, nici la gheazmă și nici la cratițe gratis sau cu preț redus. Da, vis-a-vis de Black Friday, sau din câte am văzut și eu, n-am fost nici panicări, dar am văzut pe la televizor, așa, urmărind site-urile de știri, ar fi cam vreo trei categorii de cetățeni, domnul Costache. Pe de-o parte, mai sunt români care au bani, merg și cumpără. Mai e o a doua categorie a celor care nu au bani, dar tocmai pentru că nu au bani, merg și profită de reducerile sau așa zisele reduceri din aceste zile. Și mai e și a treia categorie a românilor care nu au bani și nici nu merg să cumpere nimic. Că aici ați intrat și dumneavoastră în categoria asta. În primul rând, încercăm să preluăm în modul nostru de viață stiluri ale altora, care sunt mai vechi în societatea de consum. Noi am intrat și noi în societatea de consum și am început prin a ne consuma între noi, întâi. Adică s-au alterat relațiile dintre oameni. Asta e o realitate tristă. Societatea de consum are niște necesități. Înainte de un sezon, se apropie sărbătorile de iarnă, trebuie să golim rafturile, galantarele de ce nu ne mai trebuie, ca să putem să venim cu marfa specifică sărbătorilor. Și atunci se stabilesc niște zile cu reduceri. Se apropie sezonul estival, nu mai merg șubele și raglanurile și blă. Facem o zi din asta să ne mai scăpăm de bulendra la aia, în altă, ca să venim cu, să umplem galantarele cu mărfuri de sezon. Acum, astea sunt izvorâte dintr-o practică a societăților concurențiale bazate pe piață, pe principii de piață reale, și realitatea le-a impus asemenea zile, asemenea manifestări, asemenea acțiuni. La noi sunt transplantate să vinde, se potrivesc ca pumnul pe ochi. Pentru că... Cu toate astea, domnul profesor, am văzut câțiva vânzători, dealer din așa de astea de electrocasnice, anunță vânzări record, nemai întâlnite pentru ei, pentru ziua de astăzi. Ordinul zecilor de milioane de lei. Doamne, colectivitatea, spiritul de turmă, îndeamnă pe unii din toată sărăcia să se uite acolo că e cu o reducere, nu știu ce, deși dacă vrea cineva să constate, să observe la noi, în loc să se reducă prețurile în mod real, atunci în prag de sărbători, de Paște, de Crăciun, de Anul Nou, la anumite zile când e un rulaj mare, comerciantul își permite să aibă prețuri mai mici.
că îi convine. Da, la noi e invers. Atunci la urcă prețul. E singura țară din lume în care aceleași mall-uri, aceleași supermarketuri, care în țările lor reduc prețurile de sărbători, la noi le măresc. Pentru că atunci e prin la capcană, mă, mort, cop de Crăciun, nu poate să ia acum sagală, l-am prins acum, îl jupă acum, cât are în buzunar, să ia ultimul firfiric. Da, deci... și de astăzi, de Black Friday ăsta, sunt două nuanțe inclusiv în privința magazinelor. Pe de-o parte, unele magazine chiar fac reduceri cu adevărat, iar altele doar păcălesc. Păcălesc în ce sens? Un lucru costă 5 lei. Da? Da. Eu pun pe etichetă 7 lei, spun că i-am făcut o reducere la 6 lei și l-am vândut mai scump, dar el s-a înghesuit că a fost ziua aia cu liber, cu ieftiniri, cu... Black Friday. Cu reducere. Deci sunt tot felul de capcane. Lipsa noastră de acomodare cu economia de piață reală, că la noi nu e economie de piață, e economie de junglă. Așa. Și alții vin și ne speculează. Înțelegeți? Da, românul mai are de învățat și din punctul ăsta de vedere, e drept, facem primii pași așa. Când o vedea că frigiderul care l-a luat acum cu 7 milioane costa de fapt 6, așa, și ăla i-a scris pe etichetă 8, dar ți-l dau cu 7 și că ai făcut o afacere 9, dar ți-l dau 11, dar ți-l dau cu... așa, se va prinde. Azi își freacă mâinile, domnule, ce lovitură am dat. Da, am dat lovitură. Și, în sfârșit, sărăcia face ca populația să fie foarte ușor de manipulat. Unul care are tot ce îi trebuie și care dispune de bani, nu stă să aștepte vinerea albastră, neagră, bleu, cachi. El își aprovizionează în funcție de dorințe, de necesități, așa, când vrea el, pentru că dispune de resurse și nu stă să se uite în calendar dacă, sau la televizor dacă mai face cineva o promoție la un obiect de 10 lei care se scrie pe etichetă 15, să mi-l dea cu 12 că e redus și el de fapt eu l-am luat mai scump și mai prost. Da, văd imagini, astea sunt magazinele din Buzău selectate de colegii mei, s-au îngrămădit așa și buzoine să mai cumpere câte ceva în ideea că poate fac o afacere astăzi la aceste promoții. Mai multe veți vedea, de fapt veți vedea știrea pe larg în jurnalul Campus TV. După Black Friday, domnul profesor... Domne, ca să nu mai fie neagră vinerea și să nu mai fie negre zilele în apropierea sărbătorilor, când oamenii trebuie să facă niște cumpărături, așa, trebuie să avem grijă să funcționeze administrația, să funcționeze economia, să funcționeze la parametri normali societatea românească și atunci lucrurile acestea sunt firești. Când cineva golește galantarele că vine un nou sezon și trebuie să aducă mărfuri de Crăciun, așa, face o zi din asta cu ieftiniri reale. La noi eu nu sunt foarte convins că chiar sunt ieftine. Ori sunt știfturi, ori ni s-au vândut mai scump decât făceau, dar cu eticheta aranjată de așa manieră încât să avem impresia că am luat-o mai ieftin. Bun, dar și pe la american, de fapt de la american vine Black Friday. Ăsta ați văzut și dumneavoastră, acolo chiar e bătaie adevărată pe anumite produse, stau oamenii cu noaptea în cap acolo. Este că banul se câștigă greu oriunde în lume. Ba mai mult, pentru cei bogați în America și în alte state, banul se câștigă mult mai greu decât în România. Acolo nu se pricopsesc oamenii nici din tunuri, nici din țepe. Nu vin cocalarii să cumpere, să dea afară oamenii din spital, că au cumpărat ei orașul, Timișoara sau așa. Deci noi suntem... Și acolo reducerile sunt cu adevărat reduceri, sunt reduceri, nu sunt cu adevărat păcălele, așa ca la noi. Omul câștigă banul greu și când chiar știe că e o zi în care poate să-și ia rochea de mireasă pe care ea a visat-o și costa foarte mult, a trecut pe lângă vitrina aia. Dar ați văzut că... Ei știe, fiți atent, ei știe prețul real. Ei știe prețul adevărat că a ochit-o tot anul și așteaptă tot anul ziua aceea când poate să o ia la jumătate de preț. Da, dar și mireasa din America... Noi am văzut tigăile astea tot anul sau ce vând ăștia acum în Black Friday, așa zis ieftin? Da, vreau să spun, domnul profesor, că și mireasa aia din America, atunci când vede rochia de mireasă, lasă deoparte bunul simț și să calcă. Aleargă pentru că știe, a văzut-o tot anul, știe prețul real și știe că este realmente un chilipir să ducă să-și o ia și să duce să-și o ia.
Da, după Black Friday, domnul profesor, deși din punctul meu ar trebui să zică roz, cum e, Pink Friday, dacă e de bine, sunt reduceri, da. Trecem la o săptămână geroasă, domnul Costache, am văzut și eu prognozele meteo, sper că sunt reale, adică nu că sper că sunt reale, mă gândesc să nu fie nu tot așa o fel de păcăleală, da? Dar se pare că săptămâna viitoare vine iarna, chiar și acela noi la Buzău, cu frig, lapoviță, ninsoare și sunt două nuanțe și aici, iată, cred că am un fix în această emisiune. Pe de-o parte, unii se vor bucura dacă vine zăpada, da, vor pleca la munte, da, la schi, să da. Mai dea cu capul într-un brad la, în Austria. Da, dar pentru cei mai mulți dintre români e o veste proastă, domnul Costache, vine încă o iarnă și se gândesc cu groază cum să facă să supraviețuiască. Din cauza asta, campaniile, stilul de campanie. Aoleu, prin toată mass media, România se topește. Nu știu câte grade la soare. România se topește. Acum, România în gheață. Bă, lăsați oamenii. Suntem în 22. 2 în noiembrie. În 22 noiembrie. Orice om zdravă la cap știe că la climatul specific acestei zone că se apropie decembrie și că vine iarna. Deci, vine iarna. Deci istericalele astea, avem un stil și mass media, dar și publicul care pune botul la se lasă isterizat. Vine iarna. O să treacă iarna și după aia începem cu România se topește. Nu la asta vreau să mă refer, domnul profesor, atât de mult din punct de vedere meteorologic. Vreau să spun și să vă ridic mingea la fileu că vine o iarnă grea pentru mulți dintre români care n-au o situație financiară deloc roză și o vor duce destul de greu. Vara te mai descurci, toamna te mai descurci, dar iarna... În loc să isterizăm, ar trebui... Să vedem dacă administrația și-a făcut stocurile de păcură, și-a făcut stocurile de combustibil, și-a făcut stocurile de sare și de alte materiale antiderapante, dacă funcționăm și noi normal ca toată lumea, ca lucrurile iarna să vină normal, că vine iarna, vara să vină normal, că vine vara, și să ne și să trăim o viață normală, neisterizată, nemanipulată, stresată de astfel de campanii care n-au niciun sens. Și pentru cei care nu și-au făcut stocurile în cămară, domnul profesor? Pentru cei care nu și-au făcut stocurile în cămară, tot administrația trebuie să știe, domne, am în țara asta, că eu am adus o halul ăsta, și oameni fără mijloace. Care sunt măsurile de protecție socială normale pentru cei care acceptă să trăiască în țara asta și n-au pribegit până alte părți și mai rabdă să mai stea aici? Avem noi toate, există câte bordeie, eu sunt primar în comuna Cutare, câte bordeie fără foc am eu iarna? Mai sunt bordeie fără foc și mâine-i Moș Crăciun, spune un colind. Se gândește cineva, domnule, eu am așa, atâția întreprinzători, atâția oameni cu stare de mijloc, atâția oameni cu posibilitatea și am familia Cutare, Cutare și Cutare, care n-au văzut iarna trecută foc în vatră. Ce poate să facă comunitatea aceasta, noi, comuna aceasta, cu resursele câte le avem, ca viața să fie cât de cât normală, în limita posibilităților și pentru aceea. Deci, în loc de istericale, că vine iarna și că nu știu ce se întâmplă, așa, cineva trebuie să gândească normal. În ce sezon suntem? În ce etapă suntem? Care e rolul nostru? Ce face prefectura pentru situații de urgență? Cum s-a pregătit? Ce face, în ce stadiu se află contracte pentru dezăpezire? Nu alea cu parandărături, alea normale și reale. Comparabile cu Suedia, cu Danemarca, aia care trăiesc la Polul Nord. Mai sunt și de alea normale în România? Sigur că da. Nu. În România nu? Da. Nu știu. Administrații normale, nu știu, că dacă vroiam să le avem, chiar le aveam, dar se pare că nu ne place normalitatea. Și eu am vin aici numai pentru ca să ne sfătuim unii cu alții, să vedem cum să facem și noi să ajungem și noi oameni normali într-o țară normală. Da. De punctul ăsta de vedere, cel puțin la noi, la Buzău, municipiul Buzău, e un lucru bun anul ăsta față de anii precedenți. S-a înființat, deja funcționează acest adăpost pentru oamenii străzii. Iată, după foarte mulți ani, anul ăsta, da, la Buzău, n-ar trebui atunci când sunt gerurile acelea necruțătoare să mai avem oameni pe stradă, dar
toți au un adăpost, un depost la căldură și primi eventual și o hrană caldă. Ați folosit cuvântul toți. E o capcană. Aici trebuie să fii foarte atent la limbaj, că dumneavoastră... Sunt unii care nu vor. Sunteți mânuitor al limbii, dumneavoastră comunicați cu oamenii și trebuie să știți că o primărie, dacă vrea să-și facă datoria, nu bifează. Avem acolo câți ori încăpea, câți ori, nu știu, nu mă interesează ce a fost anul trecut, acum 2 ani, 3 ani, câți am avut pe stradă, ce capacități am putea. Nu merg mai departe. Am bifat-o, avem. Bravo. Deci, mai este mult de făcut pentru a nu fi luat prin surprindere, prin insuficiența locurilor, prin blocarea unor spații la care plătești cheltuieli de întreținere și ele rămân iarnă de iarnă goale. Sunt și țări care au o rezervă locativă pentru situații de urgență sau pentru alte situații, așa pe care noi nu avem. Vreau să spun că oricum, față de anii precedenți, de data asta s-a mai făcut ceva, cel puțin la capitolul. Deci, dacă ne mulțumim cu jumătăți de măsură, toți care au furat țara asta n-au luat 100%. Au luat 80%, au luat 70% și din 20%, din 30% a mai făcut ceva. Deci să fim mulțumiți că totuși s-a mai făcut ceva. Bun. Începem să trecem la știri, domnul Costache. Dar până acum ce am făcut? Da, am fost la niște discuții așa generaliste. Trecem la știrile de Buzău. Haideți să vedeți în următoarea știre ce a fost și ce au ajuns. Dar ce au fost și ce au ajuns serele primăriei municipiului Buzău? Bănuiesc că mulți dintre buzoieni habar n-au că primăria Buzău a avut niște sere și din câte am văzut eu într-un spațiu destul de generos, din păcate ca multe dintre cele bune de pe vremea lui Ceaușescu, iată și acestea au ajuns niște ruine. Haideți să vedem următoarea știre despre serele de la Buzău. Înființat în anii 80, complexul de sere și solarii de pe strada Pinului din cartierul Mihai Viteazu era unul dintre principalii furnizori de legume pentru fabrica de conserve din Buzău. După 1990, complexul a intrat în administrarea primăriei, care în anul 1995 l-a închiriat unei firme private. În cadrul complexului de sere și solarii, proprietate publică a municipiului Buzău, în suprafață totală de 25.000 m2, format din, ce vedem în dreapta aici, sunt serele, solarele și în spate sunt răsaditele. Mai avem cabunuri, magazie, anexă și centrala termică. Timpul și lipsa investițiilor și-au pus serios amprenta asupra complexului de sere, astfel că locul a ajuns o ruină. Complexul de sere a făcut obiectul mai de mult unui contract de asociere de participațiune, iar fostul partener n-a mai putut suporta financiar continuarea activității de producție legumicilor, ca să zic așa. Plus că este o suprafață foarte mare, după cum vedeți, asta presupune apă, încălzire, pază, material săritor, recoltare. Mai sunt și perioade de iarnă, mai sunt și perioade de ger și de vânt și de ploi în care mai distrug culturile. Și toate elementele astea ne-au dus pe noi la ideea de a proteja bunul public și de a-l concesiona pe o perioadă de 25 de ani, numai și numai în scopul producției de legume fructe. Primăria Buzău a decis să concesioneze ferma legumicolă în speranța că noul administrator o va repune pe picioare. Tot complexul de sere care ne aflăm acum, la începutul anului 2014, va face obiectul unei licitații privind concesionarea pe o perioadă de 25 de ani. Problemele celui care va veni, adjudecătorul licitației, vor fi probleme financiare, în primul rând, că va trebui să investească, să îngrijească bunul public, care de altfel am uitat să vă spun că este și înscris în cartea funciară ca bun proprietate publică. Obligația de plată de devență anuală de la care se pleacă la licitație este de 6.500 de euro pe an și obligația principală a celui care va câștiga concesiunea este să mențină activitatea de serii solare, să nu schimbe destinația și să îngrijească ca un bun public ce i s-a încredințat de către municipiul Buzău. Complexul de sere și solarii al primăriei avea în anii comunismului toate dotările necesare. Era racordat la rețeaua de alimentare cu apa, avea o centrală proprie de încălzire, iar serele erau în întregime acoperite cu geamuri. Acum nici măcar țevile nu mai sunt la locul lor. Deci, domnul profesor, dacă au fost făcute pe vremea lui Ceaușescu, da, și noi avem ceva împotriva lui Ceaușescu, trebuie să le distrugem, da? Să le lăsăm să ajungă fier vechi. Serele astea, stau și eu și mă întreb și mă mir totodată, alții, prin alte zone ale lumii ăsteia, nu prididesc să înființeze astfel de sere, noi le avem și le lăsăm în paragină. Cum vine asta? Domnul...
să pun niște întrebări de simplu cetățean. Dacă apa, încălzirea, materia săritoră, recoltare, pază și toate cheltuielile astea n-au putut fi suportate de primăria unui municipiu, de noi, 130 și câți mai suntem, de mii de locuitori ai municipiului. 115.000 la ultimul recensământ. Nu, 117.000 de cetățeni cu drept de vot în liste. Dar pe lângă aceștia se presupune că mai avem și cetățeni între 0 și 18 ani sau cetățeni care și-au pierdut. Bun, dar asta era pe vechiul recensământ. Ascultați-mă. După care au avut loc alegerile, e drept. În fine, asta e altă discuție. Deci alegerile nu au avut loc de mult, în 2012. Suntem încă în 2013. Da, și anul trecut, în liste, era 117.000. Da, și anul ăsta, drept de vot. Anul ăsta, în iunie, da. Direcția de Statistică Buzău a anunțat rezultatele finale ale recensământului din 2011. Adică? Și a ieșit că noi, în municipiul Buzău, suntem 115.000. 115.000 de cetățeni. De cetățeni ai municipiului Buzău, cu tot. Cu tot. În fine, asta e altă discuție. E importantă. Dacă un oraș cu peste 100.000 de locuitori cu un buget important n-a putut să țină serele, cine e firma aia care e mai tare decât 115.000 de cetățeni care poate să facă ea investiția în a le readuce la starea de funcționare, pentru că acum ați văzut în ce haos sunt, așa, și în a suporta cheltuielile de încălzire, de apă, de materia săritor, de recoltare, de pază, de personal, toate astea, și să dea și o redevență către Consiliul Local. 6.500 de euro. Nu vi se pare că ceva nu e în regulă? Că poate o firmă, indiferent care ar fi aia, și nu poate o municipalitate de 100 și ceva de mii de locuitori? Bun, și dumneavoastră, ce bănuiesc că se urmărește? Deci o municipalitate folosește flori în oraș, folosește arbori ornamentali, copaci, material săditor pentru spațiile, pentru zonele verzi, folosește. Ai lăsat serele în paragenă, de unde le iei? E mai rentabil să le iei? De ce e mai rentabil să le iei decât să le produci? Care e prețul de producție să ți le produci tu față de prețul de achiziție cu parandărături și cu tot cum se face la panseluța adusă de în Ungaria, că românii nu mai știu panseluțe, știu numai ungurii, așa, sau cu alții au tot felul de arbuști, de pomi aduși după în Italia, așa, din lumea largă. Nu vi se pare că ceva nu e în regulă? Da, mi se pare că ceva e în regulă, am și spus, deci dumneavoastră considerați, domnul profesor, că poate ar fost nimerit ca primăria să păstreze aceste stere, să investească eventual în ele, să angajeze și niște buzoieni care să lucreze acolo, da? Și să avem și floricele prin crânguri și parcurile Buzăului. Cineva va trebui să ne lămurească, să dea explicațiile corecte, frumoase, pe care noi nu le avem, informațiile așa, să ne demonstreze cum sunt mai ieftine florile de care avem nevoie, arbuștii ornamentali și pomii și tot ce achiziționează primăria, cum sunt ele mai ieftine așa decât dacă ți le produci. Se poate întâmpla ca o municipalitate, dacă ne informăm, care n-a avut sere, să fie ajuns la concluzia că decât să le cumpere scump și să mai dea și alții să înființeze, da, serele. Să și le facă. Dar aminte să ți le menții pe acelea pe care le-ai avut și care au funcționat atâta timp. Da, avem o intervenție telefonică din partea unui telespectator. Bună seara! Alo, să trăiți dumneavoastră! Am urmărit cu mare plăcere emisiunile dumneavoastră și domn profesor foarte bine a atins punctul. Dar de ce nu-i trage la răspundere pe cei care lăsare sau rămas în paraginii țelului solarele? Cum e domnul Mogoș, el și-a făcut la ieșire din Buzău, la Buzău Sud, acolo, o frumusețe de solarii serii ce are, a luat tractorașele de la acolo care era la fermă, tot ce a fost bun, și le-a lăsat de s-a fărămat, se tragă la răspundere pe toți. Și încă ceva de la Cândești, de la stațiunea de cercetare pomicolă, a luat domnul Doloiu după unirii, centru fermii, domnule. Și spune că se judecă la Baia Mare, că se judecă încolo, până luați ia subvenția, miliarde de bani, unde sunt organele să-și intre în datorii, domnule. Să vadă, să strigător la cer, domnule. Deci vă rog mult de tot. Veniți la iasă la când ești fost în stațiune. Și-a dat pământul un om singur, ca să-și ia directorul Grivu, cum și-a făcut stațiune la ieșire din Cândești.
Restul nu s-a mai dat pământul, nimic. Nimic, nimic. Ia pune să intri cine trebuie pe ei. Livada din Meri, Persiș, tot căpșun, toate plătățile. Era făcea export stațiunea Cândești. Și acum e păruloagă și ea subvenții și ce mai e acolo și trebuie să facă asigură la culturi. Atât am avut de spus. Da, mulțumim frumos, o intervenție pertinentă, da, în ton cu imaginile prezentate de noi, dar iată domnul Costache, telespectatorul zice că ar trebui cineva să răspundă pentru faptul că serele astea au ajuns în situația asta. Răspundere, n-avem ce face, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Cei care ar trebui să controleze, și nu-i mai numesc, sunt instituții multe, și să coordoneze activitatea, sunt instituții conduse de, și coordonate de oameni aleși de noi, de cetățeni. Dacă noi îi alegem și răs alegem, și răs alegem, înseamnă că ne-am dat acordul cu modul cum au acționat ei, cu modul cum au folosit baza materială a municipalității, fondurile bănești ale municipalității, de felul cum au manageriat activitatea în acest oraș. Iar celelalte instituții, organe de control, gardă, poliție, parchet, știu eu, atâtea, toate plătite din bani publici, au șefi deasupra lor. Și la vârf de tot, peste tot, în toate ministerele, în tot guvernul, în toată conducerea asta, toate acestea emană în urma unor alegeri. Mie mi-au spus de foarte multe ori și vă spun că a trebuit să o înghit de la tribuna Parlamentului. Nu ne mai faceți, domnul Costache, mereu numai hoți și bandiți și tălhari și irresponsabili și antiromâni și trădători de țară de la tribuna asta. Când vă alege pe dumneavoastră și vă dă țara pe mână și aveți dumneavoastră majoritate, puneți dumneavoastră miniștri, guvern, administrație, atunci, faceți atunci. Acum nouă ne-au dat. Dacă nu le plăcea cum administrăm noi și nu le plăcea politica noastră economică, administrativă, nu ne creditau. Nouă ne-au dat. 70%, 90%, 60%. Pe noi ne-au dat. Lăsați-ne și nu ne mai jigniți. Cine vă susține pe dumneavoastră? În numele cui vorbiți dumneavoastră? Noi avem sprijin popular. Populația României alege conducători, conducătorii fac ce vedeți și faptul că odată la 4 ani sunt relegitimați așa și din nou legitimați, ei au această acoperire că sunt agreați și că populația agrează programul care se aplică în toate domeniile, în economie, în industrie, în servicii, în învățământ, în sănătate, în ordine publică, apărare, și în administrarea localităților, a comunelor, orașelor și municipiilor. Da, citesc un mesaj din partea unui telespectator care zice așa, domnul Costache, de ce nu se dau aceste sere celor de la Experimentala? Sunt oameni gospodari acolo, ar putea reface aceste sere. Păi erau gata să-i dea și de unde sunt. Se dea afară. Da, vrei să-i mai băgați și în Parcul Crângă acum? Da, nu sunt în Parcul Crâng, sunt pe undeva în zona cartierului Mihai Viteazu, serele despre care vorbim. Am înțeles. Strada Pinului în cartierul Mihai Viteazu. Da, ar fi o idee, din punctul meu de vedere, da? Deci, știu că cei de la Experimentala se plâng că n-au suficient teren. Uite, teren și cu sere, primăria caută să le dea cuiva, eu zic că s-ar face o îmbinare potrivită. Stațiunea trebuia să rămână pe teritoriu, pe terenul ei, unde avea și temă de cercetare, și spațiu de producție, producere de semințe, de soiuri și mai departe, iar serele municipiului trebuiau administrate de așa manieră încât să corespundă, că n-au fost construite degeaba. Au fost construite ca să răspundă unei necesități reale. Dar dacă ne place să cumpărăm materialul săditor și ne convine mai bine așa, să explicăm public de ce e mai rentabil să cumpărăm de la Cutărel și de la Cutărică trandafiri sau... Sau ar putea fi date celor de la Orbiserv, domn profesor, că se ocupă și cei de la Orbis cu așa ceva. Domne, e o idee. Domne, nu contează. Orbiserv nu-i tot primăria Buzăului. Exact. Acționar unic. Păi dacă primăria vroia să le țină în viață și așa, că era la Orbis, că era o societate a primăriei, o societate independentă, că era... Dar
ni se demonstrează că e mult mai rentabil să cumperi materialul săditor și serele tale să ți le lași în paragină sau să le dai al cuiva să facă acolo. Și în condițiile astea, ce vinite credeți că se va alege domnul Costache de serele astea? Dacă o societate serioasă va putea realiza profit din cultura legumelor în aceste sere, ele nu vor mai arăta așa, dar primăria nu va beneficia de material săditor pentru spațiile verzi din municipiul Buzău, de acolo. Acolo, dacă o dai cuiva, produce legume, fructe, ce produce el, mure, căpșune, ce vrea să producă el, așa, și să plătească redevența aia de 6.500 de euro pe an. Adică eu nu știu cât e de mare suprafața. Vine vreo 300 de milioane, facem noi așa un calcul matematic, pe an. Da, de lei vechi. Da. Așa. Poate să fie mult, poate să fie puțin, poate să fie așa. Acum se pune problema că față de paragina de acolo, că e ceva. Dar cine le-a lăsat să ajungă așa și cine optează să producă acolo legume, fructe, de pădure sau plante medicinale ce or vrea să producă și să rămână ca primăria să achiziționeze pe piața liberă material săditor din import sau de oriunde. Am înțeles, vi se pare că nu e regulă. Să ne explice de ce e mai rentabil așa. Da, mai avem o intervenție telefonică din partea unui telespectator. Bună seara! Bună seara, domnul profesor, bună seara, domnul Tereacu, bună seara telespectatorilor. Vă rog, bună seara. Iva și Marima numesc. Domnule Tereacă, sincer să vă spun, m-a supărat când a spus că să preia Urbi Serv. De o săptămână de zile se tot urmăresc emisiuni de postul dumneavoastră, când domnul Burada s-a dovedit că conduce destul de prost acest serviciu al Urbis, al primăriei. S-a constatat, cum a spus și pe Bulevardul Gării, că se întâmplă lucruri, sunt neconcordanțe între ce se întâmplă, ceea ce face Urbiserv în colaborare cu cei de la Electrica. Mai avem o dovadă clară în piața centrală, o societate adusă de la București, că Urbiserv nu e în stare. A fost pusă să sape, să introducă niște cablu electric și cablu coaxial. Acum dalele acelea sunt pe margine la toate magazinele, noroiul este în floare, acea societate nu și-a primit banii, e la nivel de o știre, se spun, că nu și-a primit banii și-a părăsit lucrarea. Cât stăm cu piața centrală la modul în care este? Da. Probabil că ați intrat și ați văzut, domnul profesor Costache, cu siguranță ați văzut. Nu se poate să continuăm așa cu această societate Urbiserv care nu-și face datoria. Na, eu m-am gândit doar în ideea în care, domnule, decât să le lăsăm în paragină în felul ăsta, măcar să le ia Urbiserul. Poate nu ar ajunge la fier vechi. Eu aș face altceva, fiindcă tot se dau atâția bani de la primărie pentru ajutoare sociale, pentru cei care nu își permit. Noi mergem acolo, luăm acei oameni, îi punem la treabă, da? Eventual, poate le mai și suplimentăm, cine face rost de bani în altă parte și acele ajutoare se mai măresc, nu îi lăsăm acasă să-și facă de cap. Da, e o idee. Păi da, e o idee. Sunt atâtea lucruri în orașul acesta care se pot face cu oameni care primesc ajutoare. Și după aceea, cine știe ce mai apare, ce idei mai apare, cine mai vine și intervine și se poate face ceva sănătos în orașul acesta. Domnul Ivașcu, acum am început să vă recunosc că ați intrat de mai multe ori în emisiune și am înțeles că putem dialoga. Domnule, aveți idee, cunoașteți pe cineva din oraș, dintre cei care aprovizionează primăria cu material săditor pentru zonele verzi? Să vedeți cum arată un băiat din ăsta care n-a văzut în viața lui, n-a călcat în colții babii, nu s-a înțepat în niciun mărăcine, în niciun spin de trandafir, nu știe nimic despre zona asta, este un intermediar care le ia de un le ia, probabil de la altă mână și de la altă mână și vine și el cu o mână, care este agreat că este și el un băiat care trebuie ajutat de către municipalitate, de către edilii noștri, așa? Și o să aflați că anumite lucruri se le iau de la Gigel, anumite lucruri. Eu n-am vrut să intru acum în detalii. Am vrut să ne explice de ce e mai rentabil așa, dar dumneavoastră mă provocați. Să vedeți de la cine se ia, cine sunt cei. Luați de la primărie, domnul Auraș, aveți acces la informații de interes public.
cine sunt firmele și în spatele lor cine sunt persoanele, că uneori este o singură persoană cu un singur salariat, cel care aprovizionează cu material săditor primăria Buzău. Și vedeți, să vedeți care sunt prețurile, care sunt cantitățile, care sunt sortimentele, care sunt așa. Mai studiați și piața pe în alte orașe, pentru că ați văzut că e o nebunie. La noi încă n-au pătruns palmierii, n-au pătruns, știu eu, alte plante exotice, ornamentale. Așteptăm vara viitoare, domnul profesor. Așteptăm, sigur. Să avem palmieri și dacă nu mă înșel... Deci nu-i timpul trecut, da? S-a scris despre acest domn, dacă nu mă înșel, un domn Robert, parcă-mi scap. Nu știu, eu nu vreau să vă dau nume, că-s mai mulți. S-a scris și în presa locală despre așa ceva. Dar, nu, azi cum stăm și observăm, ca simpli cetățeni, că la nivelul acestui oraș, nimeni nu este în stare să urmărească ce se întâmplă în tot orașul. E, nu e în stare. Nu, pardon, nu vor. Asta e altă vorbă. Da. Nu, probabil că fiind preocupați de alte probleme personale și de grup, nu mai vor să vadă problemele tuturor cetățenilor din oraș. Da, ok, mulțumesc frumos pentru intervenție și pentru ideea asta până la urmă. În caz că nu vor găsi cei de la primărie să dea cuiva serile astea, ar putea... Ideea domnului Ivașcu, pe care o salutați dumneavoastră și pe care o găsesc și eu rezonabilă, este că atunci, în anumite perioade, când ai nevoie de mână de lucru la cules, la, știu eu, la... că e sezonieră toată chestiunea, așa, ai avea o formă de sprijin și de utilitate prin asistații sociali care și așa sunt obligați să presteze un număr de ore de muncă. Dar cel mai important ar fi ca serele acelea să aibă salariați foarte bine plătiți, care să facă acolo o treabă foarte bună și să nu stăm noi la mâna altora când am moștenit o investiție importantă, cum sunt serele și solariile de la Buzău. Bun, mergem mai departe, trecem la o altă știre despre un foc de paie, dar vorbim la propriu de data asta despre un foc de paie, veți vedea despre o investiție interesantă a unui buzoian din Poșta Călnău, care și-a achiziționat o instalație de făcut bricheți din paie. Interesant, dar poate să iasă și o afacere foarte bună pentru dânsul și pentru cei care au centrale pe lemne folosind acest brichet de paie. Dar haideți să vedem știrea. Iarna se apropie pe zi ce trece și, ca de obicei, lumea se întreabă cât va fi de lungă și de geroasă, iar cei care au sobe și centrale pe lemne își fac probleme dacă au combustibil suficient. În fiecare iarnă, în România, se ard păduri întregi pentru încălzire și, ținând cont de faptul că un copac ajunge la maturitate în an de zile, plămânul verde al terei se micșorează într-un ritm îngrijorător. Un combustibil alternativ, care până acum se ardea direct pe câmp, sunt paiele rămase în urma recoltării grâului, orzului, secarei, ori altor culturi agricole. Un fermier din Poșta Călnău s-a gândit că aceasta ar putea salva o mulțime de copaci și a cumpărat o instalație de confecționat brichete din paie. Am văzut că aveți foarte mulți baloți cu paie. Aveți și animale de crescut sau la ce folosiți atâta paie? Baloții care i-ați văzut sunt pentru brichetele din paie care vrem să fie o alternativă la tăierea pădurilor. O brichetă făcută din paie are o putere calorică de 4,07 kW pe kilogram. O tonă de brichete echivalează cu 1600 de kg de lemn de fag sau cu 430 de metri cub de gaz metan. Prețul este și el mai mic, iar brichetele sunt mai ușor de transportat, de manevrat și de depozitat. Și dacă până acum mulți agricultori dădeau foc paielor direct pe câmp pentru pregătirea arăturilor, acum ele sunt folosite cu succes pentru încălzirea caselor. Pentru viitor ar putea fi combustibilul perfect pentru sobe, nu? Da. Pentru sobe mai puțin, mai mult pentru centralele pe lemne, pe carburant solid, pentru că la sobe au mai băgat o parte din consătenii noștri, au băgat și se înroșesc prea repede plitele și crap.
Deoarece în procesul de fabricație nu sunt incluși lianți ori alte componente, brichetele din biomasă sunt lipsite de toxicitate, iar cenușa rezultată poate fi folosită ca îngrășământ pentru recoltele următoare. Nu folosim niciun fel de lian, doar temperatura din instalație este cea care determină ca siliciul din paie să se topească și să lege paiele între ele. Deocamdată fermierul Ion Dedu fabrică brichetele pentru uzul propriu sau pentru cunoștințe, dar se gândește serios că această activitate ar putea fi o afacere de viitor. Astfel, brichetele confecționate din biomasa rămasă în urma recoltării, de pe cele 750 de hectare de teren agricol, ar putea salva mii de copaci și ar putea aduce și venituri fermei. Și mulți oameni ar putea trece prin iarnă mai ieftin și cu mai multă căldură în case. Da, inventiv acest domn din Poșta Călnăuă, să nu mai zică cineva că românii n-au idei. Iată un mod în care pot fi folosite eficient aceste resturi furajene. Domn profesor, păcat că brichetele ăștia nu pot fi folosiți în sobă, că atunci ar fost cu adevărat o descoperire extraordinară. Nu este vorba de o descoperire, se practică de zeci și zeci de ani în țări. Unele dintre ele așezate în zone reci, Danemarca. Unde există utilaje, că asta nu e concepție românească și nu e făcut aici la Poșta Călnăuă. Nu, e un utilaj achiziționat. Există firme, chiar și așa, măcar și așa. Există firme, nu vreau să le dau numele aici, una cea mai activă în zona noastră e una din Focșani, din Vrancea, care aduce instalație pentru peleți de folosit la centralele pe combustibil solid, în loc de lemne, care valorifică nu numai paiele, tulpini de floarea soarelui, tulpini de porumb, orice resturi vegetale de pe câmp. Există o... Cred că unii produc de cel puțin 30-40 de ani, așa ceva. Deci nu e nimic nou. Dar le descoperim noi acum pentru prima dată. Intră greu la noi pentru că acum vorbea cineva de acolo de a scuti pădurile, lemnul. Dar într-o țară defrișată cu sălbăticie, care a ajuns de la 40% în 1989, peste 40% zonă împădurită, la 20% acum, iar Uniunea Europeană ne-a impus să nu cădem, să facem ceva, să reîmpădurim, să ajungem la media europeană de 33% zonă împădurită. Sunt niște indicatori clari despre care nu se vorbește. Că noi vorbim de regulă, ați văzut, plevuri. În general, în loc să atacăm lucrurile ca să mai... Uite, vorbim de pleavă aici, care, iată, poate fi folosită într-un mod eficient. Instalația respectivă se va răspândi mai larg, dar este și costisitoare. Să nu credeți că cineva poate să achiziționeze, așa cum a zis comentatorul dumneavoastră, numai pentru, în interes propriu, să producă peleți numai pentru el. Este prea scumpă ca să producă pentru un singur... Ea trebuie să producă un depozit important de peleți de la care să se aprovizioneze populația. Câteva comune. Sigur, da. Așa, pentru că deja se folosește pe scară largă, în mediul rural, centrala pe combustibil solid. Și combustibil solid nu este obligatoriu să fie numai lemnul. Poate să fie această manieră de valorificare a resturilor vegetale. Da, o inițiativă lăudabilă, până la urmă notabilă, să sperăm că nu în cât mai multe comune păi din județul Buzău. Gazul ați văzut cât este? Acum e $430 mii de metri cubi și ajungem curând la nivelul Uniunii Europene la $600 mii de metri cubi, chiar dacă îl vom produce la noi gazul, dacă va lăsa Chevronul să ghiorlănească tot litoralul. Și așa vor exporta gaze de aici, iar noi dacă vom vrea să cumpărăm gazele noastre, din solul nostru, de la Chevron, le vom cumpăra la prețul pieții mondiale. Da. Și cu un român... Iar redevența lor pentru statul român e 2% în contract. Adică da. Nimic. Da. Cu un românul ar trebui să fie istes și iscusit, ar putea apela la acest brichet din paie. Da. Luăm și noi o scurtă pauză de publicitate, revenim după 3-4 minute la alte știri de aici de la noi, de la Buzău.